avut parte de o primire călduroasă cu flori, pâine și sare și urări de bun venit, toate cu scopul de a porni cu dreptul în cadrul unui proiect construit pentru a apropia elevii și cadrele didactice din cele două școli implicate și care vor derula timp de un an activități comune. Până și titlul Prieten Dunăreni este unul care îndeamnă la prietenie și la stabilirea unor relații interumane între reprezentanții școlii Miron Radu Paraschivescu din Sinnicea și cei școlii generale numărul 6 din Giurgiu, ce s-au reunit astăzi în jurul unei mese rotunde. Este deci un proiect național. Face parte din e-vacanța, putem comunica și cadre didactice și elevii cuprinși ca să ne cunoaștem mai bine, să ne știm preocupările. Sunt plăcut surprins la aud că doriți să colaborăm într-un proiect. Într-adevăr, într-adevăr, așa cum a spus, școala a fost antrenată într-o mulțime de astfel de activități, de proiecte, de schimburi culturale, dar până la această activitate, să știți că școala a derulat schimburi culturale internaționale, numeroase schimburi culturale internaționale. După ce au schimbat mape de prezentare, cei prezenți au discutat despre implementarea parteneriatului educațional interșcolar derulat în cadrul unui proiect educațional numit E-Vacanța, lansat de Ministerul Educației. Elevii claselor primare din cele două școli urmează să se cunoască pe internet, să realizeze prezentări ale școlilor de unde provin și lucrări PowerPoint, care să conțină mesaje educative și culturale, albume foto electronice, desene pe monitor, pe scurt să utilizeze calculatorul într-un alt scop decât îl fac ei de obicei.